Vă salut, dragii mei, și bine ați venit pe Descoperă 2! Dacă sunteți interesat de descoperiri și mistere antice, probabil că ați auzit despre ruinele cu adevărat mistificatoare ale Baalbecului din Liban, un sanctuar pentru cei căzuți, orașul construit de Cain și Anunnaki în 5377 înainte de Hristos. În comparație cu Baalbec, toate celelalte minuni ale lumii antice sunt banale. Potrivit legendelor, Baalbec este cea mai veche cetate din lume. A fost construită de fiul lui Adam, Cain, în anul 133 de la crearea lumii, într-un acces de furie nebună. I-a pus numele fiului său Enoch și l-a populat cu uriași care au fost pedepsiți de potop pentru nelegiuirea lor. Aparent, Anunnaki sunt elohimii menționați la începutul cărții Genezei. Aceștia sunt aceiași îngeri căzuți din capitolul 6 al cărții Genezei sau păzitorii din cartea lui Enoch, străbunicul lui Noe, care au fost ispitiți de femeile pământești, iar femeile sunt menționate în același capitol al 6-lea al cărții Genezei ca giganți. Iată cine sunt uriașii cu care Cain a populat Baalbecul construit de el. Potrivit lui Zecaria Sitkin și mulți după el, Anunnaki au fost câteva sute până la 1000 de extraterestri, migranți voluntari dintr-o civilizație extraterestră foarte dezvoltată, care folosind inginerie genetică și-au creat ajutoare cu aproximativ 200.000 de ani în urmă. Aceștia erau proto-sumeri. Într-un fel sau altul, poate că Anunnaki au fost cei care au construit această zidărie megalitică uriașă în vremuri străvechi cu un scop propriu, din care acum putem vedea doar ruine. De asemenea, menționăm că Baalbec nu este locul în care, conform cărții biblice Geneza, Cain a fost alungat după uciderea fratelui său Abel, întrucât potrivit în același capitol al cărții Genezei, țara lui Nod este situată la est de Eden, adică la est de Mesopotamia, iar Baalbec este situat la nord-vest de acesta. Astfel, cel mai probabil, Baalbec a fost fondat de Cain chiar înainte de uciderea lui Abel. De ce Cain, chiar înainte de uciderea lui Abel, s-a împrietenit cu Anunnaki sau cu Nefilim, copiii Anunnaki din femeile pământești în cartea Genezei sunt numiți giganți, explică poate de ce Cain a devenit un criminal. La urma urmei, Anunnaki, judecând după textele sumeriene, nu erau doar aventurieri anxioși sexual, ci și psihopați, și două clanuri Anunnaki, cele ale fraților Enlil și Enki, s-au luptat între ei. Conform capitolului 6 al cărții Genezei și al cărții lui Enoch, copiilor, nefilim, giganți, erau chiar mai imorali, răi și criminali decât Anunnaki înșiși, fiii lui Dumnezeu care s-au îndepărtat de Dumnezeu, conform capitolului 6 din cartea Geneza, sau veghetorii din cartea 1 a lui Enoch. De asemenea, trebuie remarcat faptul că cuvintele Baal și Babilon au elemente istorice comune, deoarece Babilonul este orașul Marduk, principalul făcător de probleme și rebel printre liderii Anunnaki. Din cauza ambițiilor și psihopatiei lui Marduk, fiul lui Enki, clanurile lui Enki și Enlil s-au luptat între ele de 3 ori, iar al treilea război, circa 2016 înainte de Hristos, s-a încheiat cu o catastrofă regională majoră, cunoscută de istorici și arheologi ca Marea Secetă în Mesopotamia, precum și în Orientul apropiat, mijlociu și îndepărtat, la începutul mileniului al treilea și al doilea. Zecaria Sitkin a scris în cărțile sale că acestea au fost consecințele utilizării armelor nucleare în acest ultim război al clanului Anunnaki. După această catastrofă, aproape toți Anunnaki au părăsit pământul. Potrivit lui Sitkin, doar Nana, fiul lui Enlil din Harar și Marduk din Babilon, au rămas acolo mai mult de 1000 de ani.
Se pare că anunachii au fost văzuți în viață nu numai de Avram în secolele 22 și 21 înainte de Hristos, ci și de Moise în secolul al 15-lea înainte de Hristos. Cel puțin ar fi putut ști despre domnitorul Haranului, despre Nana de la socrul său Letro, prinții și preoții tribului Madian al cheniților, care locuiau în vecinătatea ținuturilor Haranului. Într-un fel sau altul, vechea zeitate feniciană Baal este cel mai probabil zeul sumerian Marduk și cel mai probabil banda sa de bandiți, de giganți, a fost cea care l-a condus pe Cain în orașul Baalbek pe care l-a fondat. Conform cărții Genezei, după uciderea lui Abel, Cain a fost alungat mult la est de Eden, din Mesopotamia, iar descendenții lui Cain, cainiții, s-au amestecat acolo cu descendenții proto-sumerieni, care au migrat primii, acum 70-50 de mii de ani, din Africa de Sud până în Nord și până în Peninsula Arabică și apoi în Asia, inclusiv Orientul Îndepărtat. Un străvechi centru spațial construit de ființe de dincolo de Terra. Acum 2000 de ani, în orașul Heliopolis sau în Baalbek, Liban, așa cum este denumit acum, un templu al divinității Jupiter a fost ridicat pe trei blocuri enorme de piatră, fiecare cântărind mai mult de 1000 de tone. O piatră imperfectă de dimensiuni similare e situată într-o carieră din apropiere, de unde se crede că blocurile au fost excavate și formate. Cu câțiva ani în urmă, încă un alt bloc de piatră a fost găsit în carieră. Este considerat cel mai mare de acest fel descoperit vreodată. Misterul din spatele acestor vechi construcții enorme este unul intrigant. Istoricii și arheologii nu au reușit să găsească dovezi sau indicii care să le arate cine ar fi ordonat construirea templului lui Jupiter. De mai bine de un secol, experții nu au reușit să arunce o lumină asupra originii templului, despre care se crede că este construit de romani. În vremurile moderne, ar fi nevoie de multe eforturi pentru a muta pietrele atât de grele și de mari ca acestea, și asta ținând cont de faptul că avem avantajul a 2000 de ani de avans tehnologic. Macaralele primitive și dispozitivele antice din acele vremuri nu ar fi fost suficiente pentru a transporta acele blocuri până la destinație. Este o realizare inginerească demnă de investigație. Există multe legende locale despre originea templului. În primul rând, se spune că fiul lui Adam, Cain, l-ar fi construit pentru a se ascunde de mânia lui Dumnezeu. Apoi se mai spune că la originea lui ar sta giganții din vechime, la porunca lui Nimrod, acesta fiind străvechiul turn Babel. O altă legendă spune că Baalbek a fost construit de regele Solomon cu ajutorul djinilor, creaturi supranaturale, ca și palat pentru regina din Sheba. Cum a fost construit cosmodromul antic de la Baalbek? Cu ajutorul extratereștrilor sau există o altă explicație? S-a vorbit mult de terasa de la Baalbek din Liban, despre cele trei pietre enorme formând trilitonul și despre cea de-a patra piatră încă mai mare, aflată în cariera de piatră din apropiere, numită Piatra Sudului. Aceasta din urmă are dimensiunile de 21,49 ori 4,80 ori 4,22 de metri, ceea ce, la densitatea granitului, dă greutatea de 1166 de tone. Vorbind despre cosmodromul de la Baalbek, cercetătorul Daniken raționează în felul următor. Oamenii au învățat să mute greutăți mari abia în secolul al XIX-lea cu ajutorul macaralelor. Dar cele mai puternice macarale din lume abia dacă ar putea să ridice o asemenea greutate. Deci, în antichitate, pietrele trilitonului nu era cu putință să fi fost deplasate altfel decât cu intervenția extratereștrilor, eventual utilizând metoda levitației. Tot același Daniken ne spune și scopul terasei de la Baalbek. Pentru a servi drept rampă de aterizare-decolare navelor cosmice.
Dar întrebarea care se pune e următoarea. O navă capabilă să zboare între stele și în același timp să aterizeze pe pământ se va asemăna cu navele spațiale construite în zilele noastre de către oameni? Sau cu un OZN neavând nevoie, prin urmare, de o asemenea construcție cum e cosmodromul de la Baalbek? Dar cum au fost deplasate pietrele grele de sute de tone? În tratate celebre de arhitectură ale antichității sunt descrise amănunțit metodele de deplasare a unor pietre de dimensiuni apropiate. Tehnologia folosită pentru ridicarea blocurilor de piatră de peste 800 de tone, utilizate pentru construirea complexului templului antic de la Baalbek, rămâne neexplicată. Deși istoria lui Baalbek ar putea să se extindă până în jurul anului 8000 înainte de Hristos, există și posibilitatea ca acest complex să fie anterior acestei date. În general, s-a acceptat faptul că Baalbek datează din perioada cananită și a fost probabil un loc pentru venerarea zeului suprem al cananiților. Mai târziu, grecii și romanii au folosit locul pentru a-și venera proprii zei. După redenumirea locului în Heliopolis, grecii l-au recunoscut drept unul dintre principalele centre de cult. Dacă avem în vedere întrebarea privind tehnologia care a fost necesară pentru ridicarea blocurilor mari de piatră utilizate pentru construirea cele mai vechi părți a templului, ne confruntăm cu o necunoscută, deoarece tehnologia necesară pentru ridicarea pietrelor masive utilizate la Baalbek nu exista atunci. Drept urmare, au fost propuse explicații alternative pentru originile templului de la Baalbek. Cercetătorii Sikin și Hancock cred că situl de la Baalbek este mult mai vechi decât s-a acceptat în general. Potrivit lui Hancock, problemele inginerești de construcție a templului de la Baalbek nu ar fi putut fi rezolvate de cananiți, romani sau greci. Prin urmare, o civilizație anterior dispărută mai avansată din punct de vedere tehnologic a ridicat templul, deși Hancock nu ajunge până la identificarea acesteia. Sitkin, pe de altă parte, folosindu-se de epopeea lui Gilgamesh, spune că regele Gilgamesh din Uruk s-a dus la Baalbek astfel încât să se poată îmbarca pe o rachetă pe planeta Nibiru, casa zeilor extraterestri Anunnaki, să poată să obțină și el viața eternă a zeilor. Potrivit lui Sitkin, Baalbek n-a fost altceva decât un centru spațial folosit de extraterestri Anunnaki. Acest lucru ar explica utilizarea pietrelor masive și, de asemenea, ar rezolva problema sursei tehnologiei necesare construirii locului. Dragilor, cam atât despre subiectul de astăzi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine și nu uitați să vă abonați la canal. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune!